se preferă totuși carnea din afară, pentru că aici are, să zicem, o vină în ghilimele și consumatorul. Am vorbit și cu prietenii și cu toată lumea. Când te duci la supermarket, te uiți ceea ce cumperi, vezi dacă e marfă românească, dacă e să ne ajutăm și noi între noi. Nu. Aici este. Deci carnea românească este mult mai bună, în primul rând din cauza prospețimii, datorită prospețimii. Nu spuneți că o carne care se taie astăzi un porc în Germania, ajunge tot astăzi aici. Numai la asta să vă gândiți. Nu mai vorbim de, nu vreau să spun, domne, că au subvenții mai mari, mai mici, mai eu știu cum. Nu prea există subvenție, în teorie, în Uniunea Europeană pe segmentul de porc. Pentru că se spune că este supraproducție. Din 200 de ferme de 2.000-3.000 de capete, dacă nu mă înșel, da, deci tipul Muntenia, nu știu dacă astăzi mai sunt 80. Am vorbit cu colegi și de la celelalte ramuri, cum ar fi bovinele, ovinele, poate chiar și puiul. Toată lumea o duce prost în această perioadă. Chiar dacă agricultorii noștri or să producă aceste cereale, tare mi-e teamă că pentru dânsii rămâne tot exportul ca bază, pentru că zootehnia românească este la pământ.